Deșteptarea Românească. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu și Emil Curăzan. Astăzi se împlinesc 10 ani de la una din marile și multe lucruri care l-au trăit românii în ultimii 40 de ani. E vorba de cutremurul din seara zilei de 4 martie 1977. Desigur, clipele dramatice, grozăviile trăite atunci și în zilele următoare, de mii, de sute de mii, de milioane de oameni, ne stăruie în tăcar de care pentru cei care au pierit, dar și pentru mulți din cei care au scăpat, a fost o tragedie. O facem totuși, trebuie să facem. O facem pentru că nu puțin dintre românii din țară, care au supraviețuit tragediei, sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, în seara zilei de 4 martie 1977, n-a fost de semne. Astăzi, pe țară întreagă, în întreg popor. Și oare n-au dreptate? Acum 10 ani, la câteva clipe de la cutremur, capitala României n-avea să fie scufundată într-un întuneric total pentru prima oară de la război încoace? Iar astăzi, întunericul n-a devenit o realitate nu numai în capitală, ci în toate orașele și satele țării. Praful alb, alb de cutremur, care a plutit zile și nopți peste București, ca urmare a prăbușirii atâtei clădiri, și mai apoi ale părerii de bazarea de praf, la fel de alb și numai puțin tragic, rezultat din demolarea atâtor clădiri, străzi, cartiere întregi ale capitalei, demolare ordonată de astă dată cu cinism și sânge rece chiar de Nicolae Ceaușescu. Numai aceste două motive ar fi fost suficiente pentru a reveni la cele întâmplate în seara zilei de 4 martie 1977. Mai sunt și altele. Atunci, în acel moment de grozavă cumpănă, în fața nenorocirii, românii au sărit toți ca unul. Au știut să dea dovadă de demnitate, de omenie, de curaj, de târzenie, de sânge rece. În zilele următoare cu tremurului, nu și în noaptea aceea, chiar și autoritățile, după un prea lung moment de buimăceală, au făcut multe lucruri bune, care trebuiau făcute și care trebuiesc recunoscute. Dar și prea multe lucruri mai puțin bune, care ar fi trebuit făcute altfel, sau poate chiar de lucruri. Dedicăm această emisiune memoriei victimilor fără vină, care au pierit în acea noapte năpraznică, pentru că așa le-a fost soarte, ca și celor a căror soarte a fost să scape atunci, ca să îndure toate câte le-au îndurat mai apoi și le îndură și astăzi. Zilele 4 martie 1977, în mai puțin de 15 minute de tremurului, m-am aflat pe străzile orașului, pe care aveam să le cutreier până târziu, la zilele următoare, a idoma atâtor mii și mii de bucureșteni. Umbre și atât de râvnite, construite în larghețe și în vremuri mai bune, de pe Magheru și de pe Bălcescu. Pieții Rosetei și pieții Universității, de pe Academiei, de pe Brezoianu și de pe Calea Victoriei, se transformaseră în câteva clipe în uriașe mormane de ruine. Ce mai rămăsese păreau doar secțiuni absurde, înșiruire de obiecte disparate și mobile desperecheate, care lăsau să se întrevadă că acolo cândva trăiseră oameni cu toate ale lor. Și în marginea ruinilor, plânsul nervos al celor care cu o clipă înaintea clipei fatale părăsiseră un restaurant, o cofetărie, un apartament, intrarea unui bloc care acum nu mai era. Și apoi plânsul uscat al celor care locuiseră acolo, rămânase departe de locul și de clipa nenorocirii, într-o vizită, la un teatru.